Omul are o adaptabilitate uriașă și singura modalitate în care poți să te înveți cu lucrurile cu care nu ești confortabil este să te apuci să le faci. Știi? Deci, și bariera uriașă în zona asta de antreprenoriat este că nu e deloc confortabil. Adică e ca lifestyle o mizerie și îmi pare rău. Deci asta e. Adică noi am vrut-o, noi ne-am ales-o, asta e, n-am ce să comentez. Aș vrea să surprindem împreună această reacție internă pe care o are un antreprenor când are o miză mare, lucrează pentru ea, trage tare pentru ea, obține sau nu, dar după aia vine un moment de relaxare. Că mie mi se pare că asta e o diferență importantă între viața unui antreprenor și viața unui angajat. Antreprenorii au sprinturi din astea foarte dure și momente în care sunt mai relaxați. Angajații, poate statistic măcar, au o experiență mai liniară profesională, să zicem așa. Și te-aș întreba frontal, ce trebuie să fie în ADN-ul tău ca să poți să reziști la tipul ăsta de presiune? Ce apucături trebuie să ai ca să poți să treci prin așa ceva? Că nu cred că toată lumea are stomac pentru asta, tu crezi? Clar nu. Se poate învăța? Da, se poate învăța. Ah, Se poate ok. învăța cu orice. Adică nu e trebuie doar, știi cum e. Și cu apa rece, intri în apă și la un moment dat e mai caldă. Deci, omul are o adaptabilitate uriașă și singura modalitate în care poți să te înveți cu lucrurile cu care nu ești confortabil este să te apuci să le faci. Știi? Deci, și bariera uriașă în zona asta de antreprenoriat este că nu e deloc confortabil. Adică e ca lifestyle o mizerie. Și sunteți toți antreprenori aici? Da. Ok, bă, îmi pare rău. Deci asta e. Adică noi am vrut-o, noi ne-am ales-o, asta e, n-am ce să comentez. Atâta Îți s-a pare putut. rău, dar totuși nu te-ai angajat, nu? Nu, nu m-aș angaja, nu m-aș angaja. Acum nici nu cred că mai pot. Adică și imaginez care ar veni la mine să-mi facă vreo propunere de job. Cred că am râde amândoi. Adică care e ideea, știi? În fine. Da, mi-aduc aminte când eram angajat de multinațională. Știți că am fost angajat de multinațională. După care am lucrat la o prăvălie ca angajat din ăsta de super top, de mega director, prăvălia fiind Regina Maria, care a devenit ceva care seamănă foarte tare a corporației, știi, foarte în timpul mandatului meu și mă gândesc acum la fiecare dată când sunt în Fintecoș și suntem vreo 350 de oameni, deci se întâmplă, știi, adică apar tot felul de procese și proceduri și mă gândesc că, oh, shit, și asta devine corporație. Ce dracu facem aici, știi, în ce direcție o apucăm, unde a rămas umanitatea din noi și cum putem noi să facem lucrurile să fie umane și normale într-o organizație care scalează. Știi? Și cred că asta e o preocupare permanentă. Dar, bineînțeles că eu am zis ce vroiam eu și n-am răspuns la întrebarea pe care mi-ai pus-o tu. Cred că a Eu fost am zis ce mă durea pe mine. Așa. Așa, întrebarea ta era cu dacă. Cum mitighezi lupta asta? Sprinturi și după aia pauze? Pentru că, de ce Eu te nu cred că întreb? există pauze. Deci ăsta e singurul mod în care o mitighez. Eu știu ca antreprenor, eu n-am văzut o pauză a dracului, deci să fie și ea undeva. Sigur că am plecat o săptămână în vacanță, dar niște lucruri s-au acumulat. În timpul ăsta am ținut niște call-uri de pe plajă, am făcut niște chestii. Nu te gândi că m-am dus în vreo plajă la Mama Naibii, unde este extraordinar de frumos și scump și Dă așa mai părerea departe. din M-am Facebook. trezit cu un porcoi de bani. Porcoi de bani nu e al meu, ci al urmașilor, adică e al companiei deocamdată. Deci ce am făcut? Am făcut o vacanță normală cu niște prieteni buni de când eram studenți. Am petrecut niște zile frumoase, aș zice la plajă, dar deoarece a plouat tot timpul, am stat la o terasă și am băut non-stop. Ceea ce evident că nu e bine, după cum știți toții. Deci, na, deci am făcut Asta și eu e ceva. un interviu din categoria uite ce să nu faceți ca mine. Da. Bă, eu știu, poate că mișto, știi, habar n-ai, mi se pare că e valoros să stai de vorbă cu oameni cu care te știi de o viață și cu care nu ai niciun fel de reținere și secret și așa mai departe. Nu e ca și cum pață de voi aș avea, că n-am, aia e, ești destul de transparent cu cine sunt eu și așa. Dar cred că nebunia asta din antreprenoriat este faptul că ai sprinturile astea permanente, știi? Și încerci din când în când să faci un pic de ordine și să ți le definești ca maraton,
dar el tot o succesiune de sprinturi care se încalecă uneori și uneori trebuie să alergi cu 4 mâini și 4 picioare în timp ce, știi, adică ai mai multe sprinturi care se suprapun. Și cred că asta este nebunia de, de antreprenoriat. De acum mi se pare că munca asta poate că nu e valorizată suficient din cauza faptului că nu e așa mult glamour, știi? Adică eu mă uit la faptul că în ultimii 10 ani cumva percepția asupra antreprenoriatului s-a schimbat în tânăra generație, adică nu mai sunt niște patroni, niște boieri, niște îmbuibați, înțelegi? Deci percepția aia s-a dus, din fericire. E o nouă percepție care este cam eroică și cam romantică despre faptul că singura ta modalitate de realizare profesională este aia de a fi antreprenor și că asta este adevărata independență și adevărata creare de valoare. S-a dus ca pendulul în partea aia altă. Ceea ce e altă bazaconie. Mi-aduc aminte când lucram în multinațională că credeam foarte tare că cel mai bun standard de viață pe care poți să-l obții este să aia să fii un director de multinațională. Dacă se poate într-o altă țară decât ai venit, pe pachet de expat. Mai crezi asta? Ca peaceful life, venituri mari, bune și dacă nu pui la inimă prostia, bucuria, deci aia așa, mult cam, da, eu fac aici care e treaba mea, o fac pot de bine, nu mă stresez, merg înainte, dacă compania o ia în bălării, actually nu e vina mea, îmi găsesc alt job, știi? Uh-huh. Deci, băi, anul pe care l-am petrecut în Elveția ca expat, pe pachet de expat în Elveția, pe taxe și salariu elvețian și cu toate beneficiile de expat, adică fără să plătesc nimic la cazare, fără să plătesc așa, a fost bine, mă, înțelegi? Știi? Deci sunt cred că pe fiecare din asta abordare de viață, dai ceva, primești ceva și cel mai important este să trăiești momentul și să faci build the best out of it. Sergiu, vreau să suprapun ceva peste ce ai spus, că cred că există acest mit că numai ca antreprenor poți să ai libertatea supremă și poate că are și o parte de adevăr, dar depinde cum definești libertatea. Pentru libertatea că... de a munci 7 ore pe zi, da, absolut. 7 zile pe săptămână, 12 ore pe zi, da. 12 ore pe zi. Am văzut o statistică făcută de un profesor din țările nordice, care spunea că chiar a studiat acest mit, că, domne, cât câștigă antreprenorii și a ajuns la concluzia că media statistică e evident în favoarea celor care au profesii din astea consacrate, avocați, medici, nu știu ce, că ei câștigă, de fapt, mult mai bine ca medie, repet, există niște vârfuri, dar ca medie, dacă ar fi să te apuci când îți alegi cariera, să o iei așa sau să o iei așa, financiar, mult mai multe șanse ai îmbrățișând o meserie din asta consacrată decât apucându-te de antreprenoriat. Și tot tu spuneai că le trebuie la majoritatea antreprenorilor 20 de ani ca să plece acasă cu 100 de mii. Asta m-a marcat pe mine. La o întâlnire anterioară ai spus că poate dezvolt subiectul. Da, da, da. Ok, bun. Acum, e o zicală important, nu mai știu cine a zis-o, e o vorbă de duh a unui mare specialist în statistică care zice că există minciuni, există minciuni sfruntate și statistică. Știi, deci astea sunt cele trei nivele în care așa. Da. Deci vine cineva și zice, face o astfel de analiză, începi să te gândești, shit, și datele astea cum ar putea să fie ca rezultatul să iasă așa? Ce erori, care nu sunt erori, sunt doar, trebuie să citești toate condițiile studiului ca să-ți dai seama dacă au fost luate în calcul. Mm-hmm. Și faptul că majoritatea antreprenorilor, până la urmă, au niște venituri absolut extraordinare în altă formă decât veniturile declarate în orice raport din ăsta de venit global, știi? Uh-huh. Uh-huh. Sau nu din salariu sau din ce ori fi făcut oamenii ăștia studiu, te face să te gândești că s-ar putea să fie niște bias-uri. Și bias-ul cel mai important, adică cea mai importantă omisiune din toată treaba asta, mă gândesc la faptul că o mulțime de antreprenori fac exituri și în momentul în care fac un exit, se cheamă că au o gălăgie de bani pe acțiunile pe care le-au avut și pe care le vând. Știi? Și care s-ar putea să mute cu totul statistica în altă scală. Altminteri, da, sigur, întreabă oricine de aici din sală, dacă cineva de aici își plătește lui salariu de multinațională. Probabil că nu, că suntem antreprenori, nu? Okay?
By the way, pe mine m-au obligat oamenii ăștia acum de la fond să mă trec păr. Așa, da. E altă, da. Altă mâncare de pește. Cum să deci, asta e o... Asta e o treabă. Dar eu cred că antreprenoriatul e mai degrabă, cum să zic, un stil de viață. E foarte posibil să fie un pic de... dacă noi, fiecare dintre noi, stăm și ne diagnosticăm și mergem la un psihiatru să găsim că un procent mai mare dintre noi are ADD decât media pe țară. Și cred că treaba asta, știi, dar nu putea să stai cu minte în căsuța ta unde te așează altul și să vrei neapărat să ieși de acolo și să faci altceva. Și foarte interesant, cu multă disciplină de a face chestia asta și încăpățânare, disciplină care merge până la încăpățânare, cred că astea sunt niște atribute care, știi, te împing să devii antreprenor la un moment dat și aia e, odată ai ajuns acolo, șansele să go back sunt, există, dar trebuie întâi să crape compania pe care, de care te-ai apucat, să n-ai niciun ban și nicio idee interesantă cu care să pleci alta și zici, frate, trebuie să-mi trag sufletul undeva, mă duc să-mi iau un job for a while. Știi? Deci, întrebare de baraj, apropo de asta, tu ești implicat și în educația antreprenorială, am văzut că ai făcut acum o mutare interesantă, o schimbare de brand la școala de antreprenoriat pe care o ai. Poate te legi și de asta un pic, dar am o întrebare frontală care pregătește după aia partea de vector. Și întrebarea este, dacă stai de vorbă cu cineva, există un scenariu în care îți sfătuiești să nu se apuce de antreprenoriat? Și dacă da, pe ce criterii? Care sunt ideile care stau la baza sfatului? Bă, nu te du, nu te apuca. Băi, eu cred sincer că nu sfătuiesc oamenii a priori să apuce de antreprenoriat sau sfătuiesc așa, știi, ca tendință generală de viață, știi? Vreau să mă apuc, vreau să mă apuc înseamnă să pornești cu un prototip, cu ceva, știi, să faci ceva, știi? Și cred că a priori cred că încerc să pun multe întrebări dacă chiar vrei să te bagi într-un domeniu la care nu te pricepi. Cred că asta este cea mai mare capcană. Iar dacă te bagi într-un domeniu, dacă vrei să te faci antreprenor și te bagi într-un domeniu în care nu te pricepi, băi, obligatoriu ia-ți un partener care se pricepe la domeniul ăla, care știe, două lucruri trebuie să știi foarte bine. Unu, clientul, deci ce cumpără clientul, pe ce dă clientul bani, cum gândește clientul, toată chestia aia. Al doilea lucru trebuie să știi value chain, adică cine și cum face bani în industria aia și de ce și unde sunt ineficiențele pe care tu, ca prăvălie proaspătă, ai putea să le exploatezi. Okay. Și dacă tu nu știi, dacă nu ești din piața aia să știi lucrurile astea, adică să știi în mațele tale cum gândește clientul și tot în mațele tale despre cum și cine face bani din cum gândește clientul, clientul final, știi, în ecosistemul ăsta, băi, nu, stai deoparte, honestly, stai deoparte sau caută-ți un partener care se pricepe la chestia asta, pentru că o să te minți foarte tare că se întâmplă niște lucruri și o să pierzi o gălăgie de bani până când înveți mersul. Știi? Deci asta este singura zonă în care a priori zic, frate, nu mergeți acolo. Mai e o chestiune în care e mai degrabă calificată și anume trebuie să ai în mațele tale, trebuie să ai mațe să halești viața asta de antreprenor. Știi? Să halești viața de antreprenor înseamnă să fii pregătit, să fii frugal, să lucrezi în sprinturi, să exploatezi oportunități, să încropești din când în când niște lucruri pentru că nu o să ai resurse să le faci ca lumea și așa mai departe. Să faci multe schimbări de ritm, multe răzgândeli și chestii de genul ăsta și să n-ai niciodată, sau să ai foarte târziu, siguranța zilei de mâine. Foarte târziu, adică să ai răbdare, să zici, ok, poate cândva. O să am... Da, deci astea sunt și toate lucrurile astea vin acolo și se împachetează. La școală, școala noastră care era cunoscută în oraș sub numele de Maastricht School of Management România. Apropo, mi-a plăcut că acum e cu Bucharest. Și-a asumat că, shit, Maastricht e departe, Bucharest e aproape, suntem Bucharest International School of Management. Și cine e clientul? Cine e clientul ideal? Cui se adresează? Eu cred că ne adresăm oamenilor care vor educație de business și vor o educație de business care e super grounded în experiența lor a care o predau. Adică, noi credem așa, că business-ul e meșteșug, nu e o știință și ca atare, dacă vrei să te faci economist și să scrii lucrări despre
economie, te duci la, whatever, ASES, dau un exemplu, știi? Sau la un program făcut de academicieni, de oameni care sunt profi, universitari, de dacă tu mai degrabă te interesează să faci business, atunci mai degrabă ar trebui să-ți construiești bucata asta de cultură de business împreună cu niște practicieni. Și dacă reușești, dacă chestia asta se și leagă cumva cu o diplomă academică care e validată de prezența unor oameni cu experiență academică și cu toate titlurile și așa mai departe, și de validarea curiculei ăsteia într-un mod încât la sfârșit tu să știi ce faci, asta, și asta să aibă greutate, asta e ce facem noi. Mm-hmm. Și sunt motivul pentru care am făcut rebranding-ul este că noi făceam programul de MBA în și îl facem în continuare în parteneriat cu Maastricht. Lansăm niște programe de business pentru undergrad, adică fix pentru oamenii care termină facultatea în momentul ăsta, care termină liceul în momentul ăsta. Și astea sunt în parteneriat cu altă universitate din Scoția, cu Abertay, și nu prea era ok, adică ce vorbim cu ea la Maastricht, de ce au ăia un parteneriat cu ăia din Scoția, înțelegi? Deci cumva trebuia să folosim un brand nou și să nu ținem Abertay School of Management Romania și cu Maastricht School of Management. Am zis ok, luăm treaba asta, ne construim propriul brand și așa mai departe. Deci avem programul de MBA, programele astea și programul scurt, care este Fast Track Management Program, un program de 4 luni cu vreo 8 ori 3, 20 și ceva de zile de curs, care trece prin 8 discipline și care e un hai să zicem, un extract de MBA, peste care pui, știi cum e, ca în orice sirop față de suc, pui niște apă și iese ce vrei. Nu e chiar așa, nu. Adică e un distilat. E un distilat în care sunt multe, multe lucruri. Sunt unele lucruri care se pierd, dar se păstrează toată chestia asta de experiență de business, fără teme, fără examene, fără nu știu ce, ceea ce îi scade cumva din așa, dar păstrează nucleul de informație de care e nevoie. Sper că i-am făcut curioși pe cei care au urechi de auzit pe subiectul ăsta. Mai am o întrebare, provocare pusă de Călin pe chat și aleg să o folosesc momentul. Cum îți alegi partenerii? Cred că ai mai primit de sute de ori întrebarea asta. Sunt tot felul de răspunsuri. Dă-ne un răspuns cu mațe. Adică ai folosit termenul ăsta de mai multe ori și sunt curios care e răspunsul, noi zicem la mine în companie, gastro-duodenal. Ce simți să spui acum vis-a-vis de cum îți alegi partenerii după ce ți-ai ales o grămadă de parteneri și mici și mari? Ca în viață, asta este alegere reciprocă. Deci, în primul rând, mă vrei pe mine. Și asta e un lucru important. Așa, dar acum, știi, cu un pic de halo effect, că am făcut o mulțime de chestii care mi-au ieșit, sunt destul de mulți oameni care vin la mine și mă vor de partener. Știi? Și asta m-a făcut să învăț să zic mult mai scurt și la obiect nu. Pe de o parte. Cu tot cu zâmbetul de după, da? Cu tot. Pe de altă parte, cred că situațiile, eu mi-aleg partenerii de business în principiu după un singur criteriu important, sau două, să putem să avem succes împreună, să cred în mațele mele că o să putem să avem succes împreună și că o să enjoy the ride. Deci sunt două lucruri. Și ca să putem să avem succes împreună, trebuie să miroasă a business foarte bun, ceea ce înseamnă cineva care se pricepe la piață, o piață care are potențial foarte bun, un prototip, un proiect, un pilot, un prototip de produs care, la care tracțiunea inițială din piață pare să fie mișto. Cineva care are o gândire sau și acomodează o gândire pe termen lung în care la un moment dat vinde în prăvălia asta și ea scalează până la un moment dat în care este vandabilă, deci putem să facem bani în exit. Faptul că business produce profit operațional și că e o chestie extraordinară, dar care e așa, nu are nicio treabă cu un investitor, până la urmă cu cineva care vrea să vină acolo să rip niște benefits. Și chestia aia cu enjoy the ride este genuinile să existe o chimie bună, să am sentimentul că putem să discutăm despre lucruri despre care nu suntem de acord și că
și că am ceva de contribuit și ceva de învățat. Okay, ceva de contribuit înseamnă să fie un domeniu pe care să-l înțeleg și în care să poți contribui strategic, fie că vorbim despre scalarea companiei la nivel, știi, la nivel de stabilire de strategie sau la tactici sau la folosirea network-ului sau la îndeosebi sau mai cu seamă procesele de fundraise, de scalare și de exit, dar și la nivelul de a avea ceva de învățat din chestia asta, adică să fie cool, să fie intellectually challenging, să îmi placă să mă întâlnesc cu oamenii cu care m-aș întâlni în procesul respectiv. Super! Mi-a plăcut mult răspunsul tău, mi-a deschis niște bucle la care o să cuget. Acum aș vrea să... Vreau să facem un exercițiu. Există noțiunea asta de viziune, viziunea care e pe termen lung, după aia noțiunea de esență, adică cine definește pe noi la nivel de misiune, la nivel de cine suntem, de propunere de brand. Există partea asta de cod, să zicem, sau sistem de convingeri, de crezuri pe care le avem în companie și mai nou am redenumit T-ul tracțiune, care e legat de ce anume din propunerea noastră de valoare creează tracțiunea pe piață și face să se miște produsul nostru în piață. Ei, tu ai vorbit de potențial de piață și sunt foarte curios, când te gândești la viziune, iei în calcul partea de potențial? Că de multe ori viziunea este, are o percepție așa abstractă. Dom'le, a avut omul o viziune, a visat ceva și s-a născut o idee în capul lui și vrea să live a dent in the universe, vorba lui Jobs. Dar eu cred că există două aspecte legate de viziune. Este o viziune care vine din tine, dar trebuie să existe un matching cu potențialul de piață. Și cum vezi tu legătura între astea două, când zicem viziunea companiei? Trebuie să vrea și universul să-ți dea voie pe acolo, pe el, să-i faci un dent. Să-i faci un mic dent undeva. Adică, și asta, sincer, e o treabă în care mă uit la univers. Mă uit la înțelegerea mea asupra universului și să văd, universul e pregătit? Știi? Adică pentru această relație cu viziunea lui Georgel. Uh-huh. Știi? Și există acolo o armonie și foarte interesant. Astea sunt o mulțime de oameni care au început să se uită la chestia asta și tot procesul ăsta de a anticipa cum urmează să evolueze universul. Tot procesul ăsta începe să devină mai structurat și dacă tu vrei să schimbi un pic lumea, acum știi, din proprietar de 8 copită de mârțoagă care ar putea să devină unicorn, e chestiunea care chiar mă preocupă, știi, pentru că povestea asta, ca să devină într-adevăr foarte, foarte mare, ar trebui să aibă, de exemplu, să poată să schimbe radical o bucată de piață și să creeze o categorie nouă pe care să o conducă, mă rog, sau să lipească de o categorie pe care să o conducă, dar deoarece nu e nicio categorie care să semene cu ce facem noi în momentul ăsta, probabil că singura șansă este să creăm o categorie. Și chestia asta este cu atât mai dificilă, în sensul în care una este, eu am identificat o categorie de business, un model de business în care sunt ăia 7 jucători care fiecare fac câte ceva. Eu ce o să fac este atât de diferit încât o să fur o bucată de piața ăstora. Știi, și dacă cumva din greșeală și piața asta, by the way, e în creștere, că e piață la modă, nu știu ce, atunci probabil că am foarte mari șanse să se așeze acolo. Dar e și varianta ilaltă în care mă uit la faptul că dacă nu există o piață deja, atunci sunt mai degrabă sceptic. Mai degrabă sceptic. Deci adică, le îmbin. Da, exact. Și atunci, știi, de obicei, frankly, și pentru cineva ca fiind tăcuesc, ca să ajungă la nivelul la care e acum, ăsta de 350 de oameni, 4 birouri, okay, trebuie să fii făcut impresia că e parte dintr-o categorie, chiar dacă nu e decât parțial parte din categoria aia, ca să poată să fie validat de un număr de clienți. Interesant. Clienții, în general, când vin ei cu banul, deci ce aplauze frumoase, apropo de aplauzele frumoase, așa. Deci cele mai frumoase aplauze pe care le primesc antreprenorii? Banii de la client. Banul de la client este cele mai frumoase aplauze pe care le primești vreodată. Și trebuie să fii pregătit să înțelegi că nu o să stea nimeni până la sfârșitul spectacolului dacă nu aplaudă până atunci. Noi avem la Vector o parte internă și o parte externă. Absolut. Deci, cumva, cum pleacă din tine viziunea și cum poate fi absorbită de
univers, dacă vrem să folosim... Da, nu, universul este, deci, piața, whatever, viața, ăștia... Deci a se nota că univers egal piață în antreprenoriat. Exact, piața plus viața. Da. Alea sunt... Astea două aspecte, intern și extern, se prelungesc pe toată latura asta. Îmi place foarte mult metodologia propusă de Andy în zona asta de vector, pentru că îți dă o posibilitate. Ok, eu cred că noi ca să putem să facem business de succes, trebuie permanent să ne ridicăm foarte mult în abstract și să ne coborâm foarte jos în concret. Și să facem ping-pongul ăsta, să facem toată chestia asta suficient de frecvent și suficient de amplu și de fiecare dată dintr-un punct diferit de vedere, încât chestia asta să ne permită să baleem și cine suntem noi și cine este universul, de la fiecare și de la firul ierbii și la helicopter view și de la middle ground și dintr-o parte și din partea ilaltă, să putem să găsim debușee de creare de valoare. Debușeele de creare de valoare, așa cum le găsim noi și așa, sunt puternic angrenate, dacă vrei, în modelul ăsta, tocmai pentru că pornește de la abstract și se termină cu concret, pentru că pornește de la general și se termină cu particular și face chestia asta, știi, și la nivel filozofic, cu vect pe... analiză internă și analiză externă, dacă vrei, adică pe ambele dimensiuni, și după aia se întoarce și la, bun, now what, adică care sunt OKR-urile, so to speak, că obiective și rezultate astea sunt până la urmă, care ne ajută pe noi să materializăm treaba asta și să realizăm vectorul ăsta de... Hai, mulțumesc frumos! Hai să facem o trecere prin procesul care a dus la Fintech OS, companie care este astăzi, poate cu subiect și predicat, adică poți să ne dai și un pic de istorie concretă, că, legat de piața asta nouă, legat de... Dar te invit să populăm cu idei zona asta. Deci care a fost pentru Fintech OS originea internă a ideii, care a fost analiza sau assessment-ul extern și încă o întrebare. Dacă a fost pe 10 ani gândirea sau pe 20 sau... Cel puțin 200 de ani. Altfel nici nu poți să faci un business. I'm kidding, evident. Ok. Vreau să calific un pic exemplu de Fintech OS între timp. Eu, înainte, până când vorbeam cu Andy și cu cursanții lui în urmă cu 4-5 ani, aveam un slide cu un unicorn. Și pe slide-ul ăla era, uitați-vă foarte bine la ce animal e ăsta și după aia să fim împreună de acord că nu există. Și că cel mai probabil, dacă vedeți la voi în curte ceva care seamănă cu chestia asta, este cel mai probabil un cal care participă la un bal mascat. Auzi, Sergio, fiică mea îmi zice, tati, tu știi ce e un unicorn? Zic, da. Zice, dar știi că unicornii sunt numai fetițe? Iată. Zic, nu știam că sunt numai fetițe. Zic, dar băieței ce pot să fie? Zice, doar căluți. Of, of, of. Așa începe, da. Ok, bun. Da, deci eu cred așa, că pentru marea majoritate a sectoarelor de business, pentru marea majoritate a situațiilor istorice, pentru marea majoritate a business-urilor pe care putem noi să ne apucăm, este mai safe să presupunem că nu există unicorni decât să încercăm să facem unul. E mai simplu să construiești viața și așa, gândindu-te că nu există și că dacă încerci să faci treaba aia, este o chestie care are niște șanse uriașe, uriașe de eșec și că, cum să spun, asta este complet diferit de modelul de business sustenabil pe care vă invit cu căldură să-l exploatați mai degrabă.